Bună, sunt Maia și astăzi din Poveștile Zurli vă voi citi Vreau pupic de noapte bună de Mirela Retegan. Tiribam, tiribum, povestea să înceapă acum. Așa își începe tanti prezentatoarea povestea în fiecare seară. Așezată comod într-un fotoliu, cu toată gașca în jurul ei, își pune ochelarii pentru citit și rostește sfătos. A fost odată ca niciodată Că de n-ar fi, nu s-ar mai povesti. De ce toate poveștile încep așa? întreabă fetița Zurli. Pentru că tot ceea ce veți auzi în această poveste s-a întâmplat la un moment dat și e unic. Lumea se schimbă în fiecare secundă, și noi împreună cu ea. Adică, eu cea de astăzi, de acum, nu mai sunt cea de ieri? Ești tu cea de astăzi, mai mare ca cea de ieri, mai deșteaptă, mai înaltă, mai fericită, mai înțeleaptă. Păi, da, că eu cresc și devin mai deșteaptă pe zi ce trece. Tanti prezentatoarea, ne spui povestea? Sigur, e povestea unei fetițe care nu putea să adoarmă nicio seară. Se așeza în pat, plină de bunăvoință și închidea ochii. Bona ei o mângâia pe cap și fetița aștepta și aștepta dar somnul refuza să vină. Adică somnul e cineva? Ca un om? Întreabă-ți Somnul e o stare, îl lămurit antiprezentatoarea. O stare care seamănă cu un norișor pufos ce se îndreaptă spre tine și când te atinge, te învelește gingaș în pace și iubire și pe nesimțite te cufunzi ușor într-o lume de povești. Fix cum e păturica mea cu norișori? întrebă Lulu, apoi continuă ca pentru sine. Eu iubesc cel mai mult păturica mea cu norișori. În fiecare seară mă întind un în pat, după ce mă spăl pe dinți și mă gândesc la toate lucrurile frumoase pe care le-am făcut în ziua care tocmai pleacă la culcare. Apoi, trag păturica mea cu norișori până peste cap și ghiciți! prieteni, spuse zâmbind fericit. În doar câteva secunde simt cum plutesc pe norișori în împărăția viselor. Da, fetița din poveste de ce nu poate să doarmă? Poate nu are păturică, poate nu s-a spălat pe dinți sau poate că nu s-a gândit la toate lucrurile frumoase care i s-au întâmplat de-a lungul zilei. Bine, mai e o variantă. Poate e singură. Chiar așa, tanti prezentatoarea. Care e povestea ei? Credeam că am făcut schimb de roluri, dragii mei. Fetița din poveste se numește Ana și locuiește într-o casă mare și frumoasă. Are o cameră plină de jucării și multe, multe rochițe. Are toate jocurile din lume. O colecție de cărți de colorat și, în bucătărie, un frigider plin cu bunătăți. O, oh, Păi, am putea spune că are toate motivele să fie cea mai fericită, zise clopoțel, zâmbind la gândul frigiderului. Stai puțin, tanti prezentatoarea, spuse fetița zurli apăsat. Dar mămica ei și tăticul ei, unde sunt? Nu ne-ai spus nimic despre ei. De ce o mângâia bona pe cap? Părinții ei erau foarte ocupați. Munceau până noaptea târziu și în fiecare seară pe Ana o adormea Bona care stătea cu ea ziua întreagă. Adică părinții ei nu erau acasă în nicio seară? Întrebă mirată fetița Zurli. Nu prea, spuse tristă tanti prezentatoarea. Părinții ei munceau foarte mult ca să-i poată cumpăra toate jucăriile din lume și cele mai frumoase rochițe. Of, tanti prezentatoarea, Degeaba ai toate jucăriile din lume, că nu poți să le iei cu tine în somn. Cu tine în somn, pe norișorul acela pufos, iei doar pupicul de noapte bună pe care ți-l dă mami sau tati sau chiar amândoi. Știi? Noi, toată gașca, abia așteptăm să treci seara pe la paturile noastre și să ne dai pupicul de noapte bună. Pentru că el ne face cei mai puternici niciun monstru din vise, nici o turavura, nimeni nu are nicio șansă să ne strice somnul, pentru că pupicul tău de noapte bună ne apără de orice pericol. Am o idee, zise Truli, cel care găsește soluții pentru orice problemă. Hai să le scriem o scrisoare părinților Anei. O să scriu eu, zise vrăjimăturica, cea mai ordonată și mai organizată dintre toți. Dragi părinți ai Anei, să știți că Ana este foarte tristă pentru că nu primește de la voi pupicul de noapte bună în fiecare seară. Din cauza asta, nici nu poate să adormă. Noi, Gașca Zurli, vă rugăm să rezolvați această problemă. Pentru că Ana merită să fie fericită și să doarmă pe norișori pufoși așa cum dormim și noi. Bravo, Gașca Zurli! Sunt foarte mândră de voi, zise tanti prezentatoare și, până când vor primi părinții ei scrisoarea, propun să-i trimite Manei un cadou. O păturică, fix cum e pătura lui Lulu, cu norișori pufoși, care aduc somnul mai repede. Știi, tanti prezentatoarea, în seara asta am învățat foarte multe lucruri de la tine, spuse răt cu toții în cor. Dar cel mai important, zise vrăjimăturica, e că ne încurajezi să spunem mereu ce ne dorim. Îți mulțumim din toată inima! Acum ne pregătim de somn și te așteptăm să ne dai pupicul de noapte bună. Hai, în pat toată gașca! Și înainte de încheiere, să nu uitați! Dacă știți vreun copil care nu primește pupic de noapte bună, să-i spuneți să-l ceară. De la părinții lui, de la bunici, frați sau de la bună. Pupicul de noapte bună este cel mai bun scut pentru visele copiilor și-am încălecat pe șa și v-am spus povestea așa. Și-am călcat pe o alună, primiți pupicul de noapte bună. Și cum stați pe norișor, somnul să vă fie ușor. Sfârșit! Eu sunt Maia și astăzi din poveștile Zurli am citit Vreau pupic de noapte bună de Mirela Retegan.